ură inima în mine, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El ne-a adus mântuire, de aceea cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El ne-a adus mântuire, de aceea cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Cu natura întreagă se cânta aș vrea, lui Dumnezeu glorie. Să-L slăvească munții și apele, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. Ai cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El ne-a adus mântuire, de aceea cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Doamne, te slăvesc. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Când Iisus Hristos m-a mântuit, har din harul său, El mi-a dăruit. Pacea Lui mă face fericit și mă-ndeamnă într-una să-i cânt. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Viața mea împreună cu Iisus e un cer senin, cer de soare plin. Frică, grijă, nevoi eu nu cunosc, toate de la El primesc.
salvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Vreau să știe toți că-s fericit cu Iisus al meu, ce m-a mântuit. Vreau de-acum doar Lui să-i slujesc, prin viața mea să-i mulțumesc. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Binecuvântat să fie numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Mulțumim, Domnule, pentru că ne-a ajutat în această zi să fim în casa de rugăciune. Mulțumim pentru că ne-a dăruit sănătatea și de aceea i-am mulțumit prin cântare și vă mulțumi prin rugăciune, pentru că merită toată slava și toată gloria. Dar înainte, ca să facem lucrul acesta, voi citi cuvântul Domnului din Psalmul 34, începând cu versetul 11. Pagina în Biblie este la 571. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă bine. Caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește, ca niciunul din ele să nu îi se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și niciunul din cei ce se încred în el nu este osândit. Mulțumirea lui David pentru izbăvirile care i le-a dus, și el întotdeauna, după ce a avut izbăviri, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a mulțumit și l-a lăudat. De aceea și noi vom face lucrul acesta în această dimineață, pentru că slăvit să fie numele Domnului, căci El ne-a mântuit. Ce glorios este să trăiești în Dumnezeu! David așa făcea, îi mulțumea, ce glorios este să trăiești în Dumnezeu! Toți oamenii dorim viața. Și toți am venit în lumea aceasta, nu că am vrut noi, și vom pleca de aici când Dumnezeu ne va chema. Dar în viața aceasta lungă sau scurtă pe care Dumnezeu ne-a dat-o, cuvântul Domnului ne învață că și noi avem nevoie și de viața veșnică pe care o putem primi numai în numele Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus spunea, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică, în Ioan 5:24. Și Domnul Iisus mai spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și nu oricum, ci viață din belșug. Mulțumim Domnului că astăzi avem viață prin El. Și viața veșnică este aceasta,
ca să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, slăvit să fie El. Merită să-i mulțumim Domnului în mulțumirea aceasta, căci toate aceste lucruri se întâmplă cu cei care cred în El. Deci motivul rugăciunii noastre este să mulțumim pentru viața pe care o avem în Hristos. Amin. Haideți toți stând așa în picioare. Amin. Ocupăm locurile și lăudăm pe Domnul cu o cântare.
se bucură inima-n Domnul, că puterea mea El a înălțat. Spre vrăjmași gura larg mi-a deschis-o, cu ajutorul să m-am bucurat. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Vorbiți cu atâta încânfare, nu rostiți al mândrie cuvânt, că El e un Dumnezeu care știe cântări tot ce faci pe pământ. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Arcul celor puternici fărmata și cei slabi cu putere sunt cinci. Cei flămânzi au acum odihnă, cei sătui azi de foame sunt vici. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a dăruit viață prin Domnul Iisus Hristos. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu pune o întrebare: cine este omul care dorește viața? Sigur că dacă ne-am întrebat, fiecare ne dorim. Numai sunt aici două condiții care sunt puse și spune ca să îți dorești și ca să ai, să beneficiezi de viața veșnică, trebuie să sferești limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare, de bărtați de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea, și aleargă după ea. Deci condițiile sunt ca limba noastră, buzele noastre să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Știți, în Proverbe, cuvântul Domnului spune că moartea și viața sunt în puterea limbii. Noi cu limba putem să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și tot cu limba putem să-L blestemăm sau să aducem blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Atenția pe care ne-o sustrage cuvântul lui Dumnezeu este ce am vorbit și cum am vorbit în ultimul timp. Nu trebuie să mergem în imaginație cu mult timp în urmă, poate e suficient să mergem ce am vorbit și ce am făcut ieri. Sau s-ar putea să ne întrebăm ce am făcut astăzi. Dar dacă cumva, prin vorbirea noastră, fie cu cei de acasă, fie cu cei din jurul nostru, am greșit,
Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne cerem iertare, să-L rugăm să ne ierte. Dacă n-ai greșit, ferice de tine, dar eu cred că toți greșim în diferite feluri. Și Dumnezeu să ne dea o inimă înțeleaptă ca să vorbim cuvântul lui Dumnezeu și cuvintele care sunt pe buzele noastre să exprime adevărul și exprimă adevărul pe care îl trăim. Iacob spune că în 1:26 limba niciun om nu poate îmblânzi și în Filipeni, capitolul 2, spune despre limbă: orice limbă sau orice om să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dacă putem în această dimineață cu gura noastră, cu limba noastră să spunem lucrul acesta, mărit să fie Domnul. Sigur, cuvintele spuse de noi, de multe ori ne jucăm cu aceste cuvinte și le folosim, dar bine ar fi să fim înțelepți. Spune, ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Înțeleptul sau omul înțelept gândește înainte de a scoate cuvinte și bine ar fi să rugăm pe Domnul să dea o înțelepciune de aceea care vine de sus și atunci când vorbim să-L reprezentăm pe Domnul. Doamne ajută! Și dacă n-am făcut, să rugăm în dimineața aceasta că este prezent aici, dacă David a avut curajul să meargă, să-i mulțumească și să spună: ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechea Lui aminte la strigătele lor. Noi credem și dorim ca Domnul să ne audă atunci când strigăm spre El. Ferice de omul care este neprihănit, curat, este pur, este cast înaintea lui Dumnezeu, un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Ne-am dorit și tânjim după lucrul acesta, dar ce ne împiedică? Sigur că cel care se luptă împotriva noastră vrea să ne dea abată de la cuvântul lui Dumnezeu, dar să rugăm pe Domnul ca El să ne ajute, să fie cu noi și în dimineața aceasta. La început, spune cuvântul Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Să folosim cuvintele lui Dumnezeu în viața noastră. În Coloseni, capitolul 3:16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Doamne, dă-ne înțelepciune și cuvântul să locuiască, pentru că e foarte important. Nu poți să-ți dorești viața veșnică și tu să vorbești altceva, să fii altceva. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, pentru că în Matei Domnul Iisus spunea: în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Câte spunem noi nefolositoare? De aceea este o avertizare în dimineața aceasta pentru mine și pentru dumneata care te găsești în fața cuvântului lui Dumnezeu. Cuvinte, psalmistul spunea, și dacă poți și tu în dimineața aceasta să spui împreună cu mine, spunea psalmistul așa în 45:1, cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. O, Doamne, tânjim noi după aceste cuvinte, le avem în inima noastră și Dumnezeu să ni le dea, să ni le pună. Fiindcă în Apocalipsa, și voi încheia cu aceasta rugându-ne Domnului, în Apocalipsa, capitolul 3:10, fiindcă, spune Dumnezeu, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. O, cât de important este limba să mărturisească cuvântul Domnului și buzele să vorbească cuvintele înțelepte ale lui Dumnezeu. Și biserica are nevoie, biserica contemporană poate duce lipsă de aceste cuvinte mărețe în gura ei. Dar să nu stăm așa pasiv, ci să rugăm pe Dumnezeu care poate să pună noi cuvântul adevărului și, Doamne, pune-L în inima noastră. Haide să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și cu rugăciunea aceasta să fie să-ți verifici viața, cuvintele care le-ai rostit, cum ți-e inima înainte, cum ți-e inima și ce ai vorbit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, dacă n-am vorbit cuvintele Lui, să ne ierte în dimineața aceasta. Vreți lucrul acesta? Haideți cu toată încrederea să ne ridicăm în picioare și să rugăm pe Domnul care poate să schimbe orice atitudine. Doamne, în numele Tău ne-am adunat în această...
ocupăm locurile și lăudăm pe Domnul cântar. Însă cu Iisus de vorbă,
să fie Domnul. Revin la afirmația pe care am făcut-o la început, ce glorios, ce frumos e să trăiești în Dumnezeu și ce plăcut trebuie să fie acest lucru în ochii lui Dumnezeu. Ce glorios este să trăiești în Dumnezeu. Am văzut că este nevoie să avem grijă de limbă, de cuvinte, dar în versetul 14, psalmistul spune, depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Nu numai că o căutăm, noi trebuie să rămânem și în această pace, să fim consecvenți și să rămânem. Când vorbești de pace, fiecare om își dorește pace în familie, la locul de muncă, națiunile își doresc, biserica, chiar Biserica lui Hristos dorește să aibă parte de pace și cuvântul Domnului ne învață să ne rugăm pentru pacea țării în care locuim, pentru că de ea depinde modul în care ne facem slujirea înaintea lui Dumnezeu, ca cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la inimile oamenilor. Singur, pacea este o necesitate, un lucru urgent, un lucru strident pentru noi, pentru familii, pentru biserică și pentru țară, pentru națiune. De aceea este foarte necesar să căutăm pacea. Cum obținem această pace? O putem lua undeva de pe o vitrină, putem să cerem la oameni, oamenii ne vor da o pace temporară, dar cel ce dă pace adevărată este Hristos Domnul. Eu vă dau pacea mea, nu cum vă dă lumea, pentru că pacea lui Hristos, dacă rămâne în noi, într-o zi, ne vom întâlni cu regele acesta al păcii, care este Hristos Domnul. Despre această pace, încă din Vechiul Testament se vorbea prin profeți, că va veni o pace adevărată și ei aveau atunci probleme, dar spune cuvântul Isaia, spălați-vă deci și curățiți-vă, luați înaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să le mai faceți. Aici găsim pacea venind la Dumnezeu prin pocăință. Când te întorci la Dumnezeu și îl găsești și ești cu inima curată, limba vorbește cuvintele lui Dumnezeu și ai cuvinte pline de farmec în inima ta, ești pe o cale bună. Și dacă nu suntem pe calea aceasta mântuirii, Dumnezeu să ne ajute să venim la această cale care este Hristos Domnul. Isaia în capitolul 9, versetul 6 spune că Domnul acesta sau acest Iisus care va veni se va numi printre altele Părintele Veșniciilor și Domn al Păcii, slăvit să fie numele Lui, căci prin venirea Lui, biserica Lui are pace pe care o dă numai Dumnezeu și noi ne bucurăm astăzi de libertate și de pace. Dar să avem și pace, fraților, în inima noastră, nu numai atunci când venim și dăm așa mâna unul cu alții și nu știu ce avem în inimă, numai Dumnezeu ne cunoaște. Dar facă Domnul ca în dimineața aceasta, prin Duhul Sfânt, să ne unească pe toți la adevărata pace care se găsește în Hristos. Să căutăm pacea și să alergăm după ea, căci ochii Domnului vor fi peste noi. Pedeapsa care a căzut peste El ne-a dus pacea, căci eu știu, spunea Dumnezeu, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire. Vedeți, în preajma cui am venit noi și în mâinile cui suntem, nu suntem a oamenilor, a unui om, ci a Fiului lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui. Și în Ioan spune, eu vă dau pacea mea și vă las pacea mea, pacea lui Hristos să locuiască în inimile dumneavoastră, inimile noastre și în inima bisericii care are mare nevoie. Urmăriți pacea, spune în Evrei, și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Oricine ai fi tu, dacă nu ai pacea lui Hristos și nu te-ai întâlnit cu pacea aceasta care este Iisus și care o dă, nu vei putea fi în prezența lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului, care este în mijlocul nostru. Noi am venit în prezența Lui. Aici este cuvântul lui Dumnezeu care schimbă. A vrea să te schimbe și pe dumneata. Eu aș vrea ca pacea lui Hristos să rămână și în viața mea și în viața oricărui care este în prezența lui Dumnezeu. Am vrea să ne rugăm lui Dumnezeu în sensul acesta ca pacea lui Hristos să rămână în noi, pentru că există unul care încearcă să ne fure pacea. El, acela care se luptă de mii de ani
ca să răstoarne valorile lui Dumnezeu, dar Dumnezeu rămâne neschimbat și cei ce sunt ai Lui rămân tari pe poziție și doresc pacea aceasta, dar acel ce poate fura este diavolul, el care seamănă neghina, ura, dezbinarea, intoleranța și incertitudinea în viețile multor creștini, dar să rugăm pe Dumnezeul păcii, să facă din noi o biserică adevărată, o biserică care să-L reprezinte pe El, pe Domnul păcii, și Dumnezeu ne va binecuvânta. Pericolurile care ne pândesc, le-am amintit, dar ferice de omul care vine, așa cum spune în Psalmul 1, cuvântul lui Dumnezeu, atât de minunat și așa de plăcut, și aș vrea să spun câteva cuvinte de aici, ținându-le și după care ne vom ridica. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să facem lucrul acesta și vom găsi viața în Iisus Hristos. Iar dacă am găsit-o, să rămânem smeriți la picioarele Domnului, iubindu-L pe El, având atenția sporită asupra limbii noastre, a cuvintelor care le vorbim, și pacea lui Hristos să rămână peste noi toți, ca biserică, ca națiune. Și să nu uităm în a doua parte să ne rugăm pentru lucrarea binecuvântată care va fi în orașul nostru, sărbătoarea speranței, ca Dumnezeu. Noi sperăm ca cuvântul lui Dumnezeu să se manifeste prin puterea Duhului Sfânt și avem toată certitudinea că Dumnezeu va fi cu cei care vor vesti Evanghelia. Roagă-te! Și cuvântul Domnului în 1 Ioan spune așa: îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Credem și sunt convins că tot ce am cerut, am cerut după voia lui Dumnezeu, și Dumnezeu să ne asculte, să ne binecuvinteze. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și să facem lucrarea aceasta. Doamne!
Ocupăm locurile și lăudăm pe Domnul. Tăria noastră vine să trecem astăzi lume și-n pipetele de nevoi. Relasă pace, pace, pace peste noi și-n pipetele. Versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este Cel care niciodată nu ne scapă din vedere. Dumnezeu este Cel care niciodată când
noi vorbim către El, El nu se face că nu ne aude. Nu ne întoarce spatele. Ce spune Scriptura? Că El este Cel care vede și El este Cel care ia aminte. Și lucrul acesta în Psalmul 34 este scris de 3 ori. Versetul 17 spune: când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Versetul 6 spune așa: când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Dar dincolo de faptul că Dumnezeu este Cel care vede starea noastră, care vede necazurile noastre, care vede problemele noastre, care vede suferințele și durerile noastre, Dumnezeu este Cel care are în vedere, în primul rând, sufletul nostru. Ascultați ce spune ultimul verset. Domnul scapă sufletul robilor Săi și niciunul din cei ce se încred în El nu este osândit. Mărit să fie numele Lui. Am primit aici mai multe bilete și ca și parte de durere, de suferință, ca și cerere, este partea aceasta fizică, ca Dumnezeu să-și întindă mâna și să dea vindecare. Însă sunt multe dintre ele care au și problema cealaltă și Dumnezeu este Cel care are în vedere amândouă laturi. Dumnezeu dorește să fim sănătoși. Dar mai mult decât sănătate întrupească, Dumnezeu dorește ca să avem sănătate sufletească, să avem viața aceasta care vine din Golgota. Unul dintre bilete spune: vă rugăm să ne susținem în rugăciune pentru o doamnă, Cornelia, care va fi operată luni de cancer. Dumnezeu să atingă sufletul și trupul ei, ne anunță familia Pârvu. Dumnezeu să-și întinde mâna și să lucreze. Apoi, un alt bilet spune: vă rog să mă susțineți în rugăciune pentru nepoțica mea, care are rupt un picior și o mână, sora Maria. Dumnezeu să-și întindă mâna și peste această nepoțică. Vă rog să vă rugați pentru un băiat, Ionuț, care are cancer. Domnul să-l vindece și să-l mântuiască dacă e voia Lui. Sunt convins că Dumnezeu dorește și voia Lui este ca să-l mântuiască. Și ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de El, de sufletul Lui. Și apoi dacă El are în planul Lui și să-L vindece, Domnul să-și întindă mâna, că El are puterea aceasta. Fraților, vă rog frumos să vă rugați pentru mama mea, sora Saveta Moț. Dumnezeu să-și întindă mâna și peste sora Saveta. Vă rog să faceți o rugăciune pentru sora Leontina, ca Domnul să o întărească în credință și să-i mântuiască întreaga casă. Dumnezeu să-și întindă mâna și peste casa sorei noastre, Leontina. Dacă este cineva care poate să scoată și astăzi din întuneric la lumină, acela este Dumnezeu. Dacă este cineva care poate să dea viață și astăzi, acela este Dumnezeu. Să ne rugăm pentru sora Maria Pop din Săliște, care este operată pe colon, ca Domnul să-i dea vindecare deplină, ne anunță fratele Nelțu Mateș. Fie ca Dumnezeu să-și întindă mâna și peste sora Maria. Apoi aș vrea să aducem înaintea Domnului celelalte cauze ale bisericii care sunt cunoscute. Să continuăm să ne rugăm pentru familia Roman, pentru fratele Ștefan și sora Lidia. Dumnezeu să dea putere în continuare în casa lor, să rămână acolo. Este greu, suferința este mare și de obicei când suferința este pe perioadă lungă de timp. La un moment dat și deznădejdea ajunge să cuprindă ființele. Să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să intervină și să nu lase lucrul acesta. Dumnezeu să dea biruință. Apoi să ne rugăm pentru sora Pescar. Sora Maria Pescar este cea mai în vârstă ființă din biserica noastră. Dacă Dumnezeu o ține cu viață, undeva la 96 de ani va împlini anul acesta. Dumnezeu să rămână cu ea și să o întărească. Chiar dacă, așa cum spune Scriptura, vederea nu mai este cum a fost, puterile nu mai sunt cum a fost. Dumnezeu este Cel care ne mântuie. Dar nu numai ne mântuie, El e Cel care ne ține până la capăt. Spune Scriptura în Maleahi, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și merge mai departe și spune, și ne-a păstrat-o. Dacă suntem în viață, este pentru că Cel care ne-a dat-o ne ține. Dacă astăzi suntem în prezența Lui aici în adunare și putem să lăudăm, putem să aducem cererile noastre, este pentru că Cel care ne-a creat, ne-a dat viață, ne ține, slăvit să fie numele Lui. Să ne rugăm pentru fratele Macavei. Dumnezeu să
lucreze și în dreptul Lui. Știu că Domnul poate, de aceea aducem aceste cauze înaintea Lui pentru sora Popa. Dumnezeu să o întărească, să o sprijinească și pe ea. Pentru sora Doduț Rozalia, spunea că trebuia să se opereze și a fost la spital și au spus doctorii că n-au ce să mai facă. Pentru că starea sănătății este destul de gravă și spune, operații s-ar putea să nu mai rezistați. Dumnezeu este Cel care operează și anestezia pe care o face El n-are nevoie de refacere, după cum este nevoie când suntem anesteziați de doctori. Dumnezeu să-și întindă mâna peste ea. Apoi, pentru fratele Hoza Cornel, continuăm să ne rugăm, Dumnezeu să-l binecuvinteze, este la părtășie cu noi în această dimineață, aducem și mulțumire că Dumnezeu l-a întărit și l-a sprijinit. Și s-a atins de el și după accidentul ce l-a avut, este din nou în casa de rugăciune. Domnul să lucreze în continuare și să-și desfășoare lucrarea pentru familia Marinca, pentru fratele Vasile, Dumnezeu să lucreze în continuare în casa lor, pentru familia Baias. Sunt multe cauze care avem înaintea lui Dumnezeu, dar știu că nu este nici prea mult, nici prea complicat, nu sunt nici prea multe ca Dumnezeu să nu le țină, să nu le aibă în vedere. Haideți să ne ridicăm și cu toții să mergem înaintea Domnului rugăciune.
Haideți să reocupăm locurile și să-L lăudăm pe Dumnezeu prin cântare. Stă nepăsare și caută răpost când vine o încercare, dar eu nu mă tem, dar eu nu mă tem. În ceasul cel bun e stăpână pe toate, când Domnul îi vorbește e frică de moarte, dar eu nu mă tem, dar eu nu mă tem. Cerul și-am
Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cei care în această dimineață am ales să fim în casa de rugăciune în prezența Lui. El care este bogat în bunătate și în durare, fie ca și în această dimineață să-și revese din plin bunătățile Lui și îndurările Lui peste fiecare dintre noi. Toți avem nevoie de prezența Lui, toți avem nevoie de binecuvântarea Lui, toți avem nevoie de îndurările Lui. De aceea rog pe El ca în această zi, în această dimineață, El să se ocupe în mod deosebit de fiecare dintre noi. Pentru cei care nu sunteți ai casei, pentru cei ai casei știu că părtășiile care ne stau în săptămâna în care vom intra, ne stau înainte, sunt cunoscute. Pentru ceilalți, timp de rugăciune va fi mâine după masă, începând cu ora 19, marți, începând cu ora 18, de asemenea un timp de rugăciune. La mijloc de săptămână avem părtășie în cuvânt, în rugăciune și în cântare, joi începând cu ora 18. Pentru că duminica viitoare va fi duminica în care este prima duminică din lună, în care vom avea cina Domnului. În vinerea viitoare vom avea un timp special de rugăciune începând cu ora 19. În timpul acesta special de rugăciune. Pentru cei care sunt bolnavi și au nevoie de ungere cu un de lemn, vom face și lucrarea aceasta. Dar toate lucrurile să fie făcute, cum spune Scriptura, după cuvântul Lui. Adică nu venim la ungere cu un de lemn dacă mai sunt lucruri care se interpun între noi și Dumnezeu. Că altfel arată ca și cum este un ritual numai și nu se întâmplă nimic. Dumnezeu este Cel care lucrează. Dumnezeu este Cel care își face numele de slavă. Numai să facem lucrurile așa cum le cere El. De asemenea, am primit un bilet din partea conducerii liceului Prodeu. Anul acesta se va înființa suplimentar câte o clasă din, începând de la clasa a doua, a treia și a patra. Tragem nădejde și asta este intenția, ca să se deschidă și partea aceasta de la facultatea Bogdan Vodă, care este în Mănășturi. Și dacă se vor deschide clase și acolo va fi spațiu mai mult. Și atunci conducerea liceului Prodeu a hotărât ca să mai înființeze suplimentar clase începând din a doua, a treia și a patra. De asemenea, de anul acesta doresc să înființeze și o clasă pentru, sau o grupă pentru partea aceasta de grădiniță. Așadar, cei care avem copii care s-ar încadra aici și suntem doritori, putem să facem lucrul acesta. Pentru informații suplimentare și anumite detalii, să luați legătura cu secretariatul conducerii liceului Prodeu. De asemenea, aș vrea ca pentru perioada care ne stă înainte, ca și biserică, să stăm înaintea lui Dumnezeu în post și rugăciune. Și nu anunț numai pentru săptămâna viitoare, ci pentru perioada aceasta puțin mai lungă. Dacă Dumnezeu ne ține cu viață, nevoile pentru Biserica Domnului din loc sunt mari. Și împreună cu frații din conducere am discutat și am dorit ca să propunem înaintea dumneavoastră, undeva în toamnă, câțiva frați pentru ordinare în slujba de diacon. Dar pentru că lucrarea nu este a noastră, este a Domnului. Pentru că spune Scriptura, El este Cel care zidește biserica. Și nu există forță, nici măcar porțile locuinței morților care să se opună și să aibă izbândă. Dorim ca Dumnezeu să rămână și să fie la cârmă acestei lucrări. Nu noi facem chemarea. Noi, ca și biserică, avem datoria aceasta din partea lui Dumnezeu să recunoaștem chemarea pe care o face Dumnezeu. Și sunt două lucruri care Dumnezeu le face când El cheamă pe cineva în slujire. Unul, îi dă inima pentru lucrarea respectivă. Și al doilea, îi dă, dacă veți, toate aptitudinile care are nevoie ca lucrarea respectivă să fie împlinită. Dacă Dumnezeu te cheamă să slujești ca și cântăreț, stai liniștit că El se îngrijește ca să-ți dea și voce și ureche muzicală. Dacă nu te cheamă, nu o să le ai. Ce trebuie să facem noi ca și cei care slujim Domnului este să păstrăm viața noastră în sfințenie înaintea Lui și astfel El să fie înălțat.
În această dimineață sunt mai multe emoții și în dreptul familiei Matiș, care au venit înaintea Domnului cu a treia odraslă, cu Salomea Patricia, ca Dumnezeu să lase binecuvântarea peste ei și credem că Dumnezeu va face lucrul acesta. Dumnezeu să binecuvânteze pe ei și pe toți cei care îi însoțesc, părinți, rudenii, fratele Nelu Negrușer, ne rugăm ca Dumnezeu să lasă o ungere proaspătă peste la această dimineață și Dumnezeu să-L folosească în a da hrană poporului Său. De asemenea, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un alt eveniment deosebit care va fi în săptămâna care ne stă înainte și anume duminica viitoare. Este vorba despre o nuntă între doi tineri. Aș vrea să-i chem aici în față, este vorba despre Emanuel Nicolae și despre Ligia Damșa. Sunt cunoscuți pentru cei ai casei. Continuăm să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să-i păstreze lângă ei. Dumnezeu să le dea putere ca legământul care îl fac înaintea Lui, în prezența Lui, la care Dumnezeu este martor. Mulțumesc, puteți să mergeți la loc. Să-l păstreze în curăție până la capăt. Spune Scriptura că singura forță care Dumnezeu a lăsat-o, a îngăduit ca să poată să rupă acest legământ pe care îl încheie, este moartea și nimic altceva. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ca și biserică trebuie să ne rugăm și să stăm înaintea Domnului pentru toți cei care vor încheia acest legământ. După masă, dacă Dumnezeu ne ține cu viață, vom prezenta și ceilalți doi tineri, că mai sunt încă doi care vor avea nuntă sâmbăta viitoare. Dimineața aceasta nu sunt aici, dar pentru după masă vor fi. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei. Așa este perioada aceasta. Am crezut că vara este puțin mai liber, dar sunt multe nunți. Și bine, slavă Domnului! Haideți să lăudăm pe Dumnezeu prin cântare. În timpul acesta ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Fratele Filimon, bunicul lui Salomea, să vină și el la amvon. După cântarea în comun, mă uitam, nu văd niciun frate dirijor pe aici. Domnul să-i binecuvinteze. Sora Otilia, Dumnezeu da mai multe daruri. Nu, atunci cu două cântări, dacă nu, vrei să reciți o poezie. N-am știut de la început, am aflat pe parcurs că Dumnezeu o folosește și n-a recitat poezii. Și i-a spus să fie pregătită, că noi ne bucurăm. O ascultăm cu o cântare pentru început și apoi vom continua.
Și dacă sunt om și nu vierme, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Și dacă sunt om și nu vierme, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Dacă am grai și nu buge, să spun ce iubesc și ce nu. Și dacă am harul să cuget, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Și dacă am harul să cuget, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Dacă m-ai scos din eghină, viața urâtă ți plăcut, o, Doamne, ci Tu, numai Tu. Dacă voi merge odată la Cel ce din Duh m-a născut, voi spune de-a pururea, Tată, te laud că așa ai vrut Tu. Voi spune de-a pururea, Tată, te laud că așa ai vrut Tu. Sora Emanuela Șeuleanu are o poezie cu ocazia aceasta binecuvântării. O ascultăm și pe ea. Apoi și sora Emima înalță numele Domnului pentru cântare. După aceste puncte, Dumnezeu să-L binecuvinteze pe fratele Filimon, să aibă un cuvânt pentru noi toți. Copiii sunt o mare răsplătire. Prin ei e omul binecuvântat. Ei sunt adevărată moștenire, căci Dumnezeu copiii ne-a dat. Ferice de casa care-i plină, ca și o tolbă mare cu săgeți, cu florile frumoase din grădină, cu fete credincioase și băieți. Ferice de mama care-i naște și de părinții care în Domnul-i cresc. Răsplata lor va fi nespus de mare în ziua când cu Domnul se întâlnesc. Căci mântuirea noastră e regată de naștere, de roada ce o dai. Dacă ești viță binecuvântată, vei moșteni cu Domnul sus în rai. Măslinii tăi și vița cea aleasă și tolba tea cea plină cu săgeți, ei sunt acei ce stau cu tine în casă, și fete credincioase și băieți. Iar când vrăjmașii vor veni la poartă, tu, mamă, tată, cheamă-i pe copii
și înălțați spre Domnul rugăciune și duhurile rele vor fugi, căci dacă nu păzește Domnul casa, străjerii de pe ziduri vor cădea. Dar când îl chem pe Domnul prin credință, tu zilnic biruință vei avea. Iar dacă pâinea, grâul vă lipsește, chemați-l pe Iisus, pe al nostru Domn, căci celor prea iubiți le dăruiește bucata cea de pâine ca prin somn. De aceea, voi ce întemeiați căminul, chemați-l pe zidarul minunat să pună pietrele la temelie, acel ce universul l-a creat. Amin. Să ne dăruim iubirii tot mai înalt și mai senin, căci numai prin ea viața ni se umple pe deplin. Să ne dăruim dragostei de sus, prin ea să trăim tot ce-i prin Iisus, prin ea să trăim tot ce-i prin Iisus. Ale dragoste sunt toate ca un cer necurcubit. Dulcea ei singurătate o însoțește Dumnezeu. Să ne dăruim dragostei de sus, prin ea să trăim și prin Iisus, prin ea să trăim tot ce prin Iisus. Plânsul dragostei se schimbă
din mărgărită revii. Graiul ei e nori ce lembă, frații ei sunt mii de mii. Să ne dăruim dragostei de sus, prin ea să trăim tot ce prin Iisus, prin ea să trăim tot ce prin Iisus. Dragostei e miere, perna ei e numai vis. Tot ce dă și tot ce cere e un har din paradis. Să ne dăruim dragostei de sus, prin ea să trăim tot ce-i prin Iisus, prin ea să trăim tot ce-i prin Iisus. Noaptea dragostei nu-i lung, drumul ei nici când nu-i greu, nu-i puțin să nu ajungă tot ce ai din Dumnezeu. Să ne dăruim dragostei de sus, prin ea să trăim tot ce prin Iisus, prin ea să trăim tot ce prin Iisus. Toate sările-i sunt una, toate căile sunt sus, toate raiurile una și acela e Iisus. Să ne dăruim dragostei de sus, prin ea să trăim ce-i prin Iisus, prin ea să trăim tot ce-i prin Iisus. Amin. Slăvit să fie Domnul! Mă bucur în dimineața aceasta pentru că sunt în casa lui Dumnezeu de închinare, aici unde pot să spun din toată inima mea, lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Și aș dori în dimineața aceasta ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți în casa lui Dumnezeu și haideți în dimineața aceasta împreună cu mine și toți împreună să-L glorificăm pe Dumnezeu, Cel care în dimineața aceasta și-o noi bunătatea față de noi. Am găsit scris în Scriptură că Domnul în fiecare dimineață și noiește bunătatea Lui. Și prin bunătatea Lui Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem într-o casă de închinăciune. Slăvit să fie numele Domnului! M-am dus cu gândul, vă spun sincer, înaintea lui Dumnezeu de multe ori
Într-o vreme ca aceasta, când oamenii devin zgârșiți. Și am zis zgârșiți în felul spiritual al lucrării lui Dumnezeu. Pentru că se vorbește din la amvon unele cuvinte din partea lui Dumnezeu și poporul tace. Haideți ca în dimineața aceasta să nu fim zgârciți și dimineața aceasta să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, că prin bunătatea Lui suntem ceea ce suntem, slăvit să fie numele Domnului. Sunt plin de emoții, dar și de bucurie. Pentru că vin înaintea lui Dumnezeu împreună cu soția, cu cei 7 copii pe care Dumnezeu ne-a dăruit în viață. Am avut 8 și prin harul lui Dumnezeu am rămas cu 7, dar venim înaintea lui Dumnezeu toată casa noastră cu a 20-lea nepot. Și doresc ca Domnul Dumnezeu să-L binecuvinteze. Într-adevăr, mulți spun, măi, sunteți tineri, dar aveți mulți nepoți. Spune cuvântul lui Dumnezeu că așa este omul care se teme de Domnul. Își umple tolba cu săgeți și Dumnezeu este acela care dă binecuvântarea. Și eu spun și cred că Dumnezeu ne-a dăruit o familie binecuvântată. Cred lucrul acesta pentru că toți care i-am adus înaintea lui Dumnezeu la binecuvântare sunt casa lui Dumnezeu. Chiar dacă mai sunt scăpări, nu vreau să aduc o laudă la adresa familiei mele, nu, nu. Dar vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu în dimineața aceasta că mi-a ascultat și ne-a ascultat rugăciunile. Și oriunde ei sunt plecați din România, Dumnezeu le poartă de grijă, pentru că am un Dumnezeu în care mi-am pus nădejdea și încrederea, slăvit să fie numele Domnului. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 141, și în dimineața aceasta mă alătur și eu de psalmistul David și spun așa, Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine, ia aminte la glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicată, ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele, slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să mă duc înaintea lui Dumnezeu cu toată inima mea și să rog pe Domnul Dumnezeu să vină de grabă. Așa cum salmistul l-a rugat și spune, vino de grabă, pentru că el avea o problemă și în dimineața aceasta eu am o problemă și spun, Doamne, vino de grabă, pentru că vin înaintea ta în dimineața aceasta și venim înaintea ta cu Salomeia, cu a 20-lea nepot și vreau să-l închin înaintea ta și să te rog ca privirile tale să nu lipsească de peste ea. Slăviți să fie numele Domnului! Dați-mi voie să fac și o scurtă mărturisire, pentru că aș vrea ca timpul care este în biserică să stau liniștit pe bancă, să ascult predica, să ascult cuvântul lui Dumnezeu, mesajul care vine din partea lui Dumnezeu și să mă rog Domnului ca Domnul Dumnezeu să deschidă ușa de cuvânt. Slăviți să fie numele Domnului! În urmă cu aproximativ o lună de zile înainte de a se naște Salomeia, eram undeva înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a vorbit în felul următor. Vrăjmașul și-a făcut un plan. Și în planul acesta vrea să zguduie casa voastră din temelii. N-am știut planul vrăjmaș. Și ne-am rugat lui Dumnezeu așa cum se ruga David aici, în Psalmul 141. Vino de grabă, Doamne! Pentru că n-am știut planul,
Dar Dumnezeu a zis așa, pentru că eu știu planul vrăjmaș. Am să dezărnicești planul. Și o să veniți înaintea mea cu mulțumiri. Și în dimineața aceasta vin înaintea lui Dumnezeu și vreau să-i mulțumesc. Și să spun, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai fost de partea noastră și ne-ai ascultat rugăciunea. Slăviți să fie numele Domnului! Pentru că salmistul spune în Psalmul 116, iubesc pe Domnul, că El aude glasul meu și cererile mele. Slăviți să fie numele Domnului! Eram la spital împreună cu soția, pentru că mulți de aici din biserică știți că Dani este plecat dincolo. După nașterea ei, ne-a chemat în salon, am văzut-o pe Dalia. Fără să ne gândim că planul va fi acesta. Să ne scoată urgent afară din salon. Soția spunea, să știi că Dalia nu este bine. M-am dus lângă geam. Mi-am adus aminte de cuvântul pe care Domnul mi l-a vorbit. Și ca semn că Dumnezeu a ascultat rugăciunile noastre, pe holul spitalului, pe clinici, erau niște frați de la Ogna Mureș. Și erau niște oameni care așteptau ca soțiile lor să nască și ele, oameni necredincioși, care în momentele când au văzut că situația lui Dalia se agrava, s-au alăturat de noi. Și așa cum au știut ei, se rugau lui Dumnezeu. Și ziceau, Doamne, nu îngădui. Dar Dumnezeu a fost acela care a cunoscut planul vrăjmaș și a dat la o parte planul și Dumnezeu a lucrat. Pentru că e Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și am spus, vino de grabă, Doamne. Și Dumnezeu s-a coborât și a lucrat într-un chim minunat. Și nu a îngăduit ca Salomeia, Patrick și Andreas să fie scriși în rândul celor orfani. Nu, nu, pentru că avem un Dumnezeu în care ne-am pus nădejdea și în dimineața aceasta pune-vi-ți nădejdea în Domnul Dumnezeului Israel și acela care dă biruință, slăvit să fie numele Domnului. Și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta, să binecuvinteze Dumnezeu familiile dumneavoastră și toți copiii din adunare, să binecuvinteze Dumnezeu și Dumnezeu să rămână cu noi. Eu vreau să mă opresc la scurtele mele cuvinte, pentru că parcă mi-e dor și parcă doresc să mănânc și eu din cuvintele pe care Dumnezeu în dimineața aceasta ne le va vorbi. Dumnezeu să fie de partea noastră. Amin. Mulțumim Dumnezeu că El rămâne credincios promisiunilor Lui. Ori de câte ori este o familie care vine la binecuvântare, avem această datorie înaintea lui Dumnezeu. Să-i mulțumim pentru biruința care a dat-o. Cu atât mai mult când sunt momente mai deosebite în care vrăjmașul face planuri în dreptul unor familii și vedem cum Dumnezeu rămâne credincios și dă biruință. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu printr-o cântare. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. În timpul acestei cântări, fratele Filimon, ca și slujitor în primul rând, și apoi ca și bunic, va lua pe micuța Salomea pe brațe, vom citi cuvântul lui Dumnezeu în ce privește acest act al binecuvântării și apoi fratele Filimon se va ruga. Pentru început,
Haideți să lăudăm pe Dumnezeu prin cântare. Capitolul 6, de la versetul 22, aș vrea să-l citesc și după fiecare binecuvântare care o vom rosti cu toată biserica să întărim această binecuvântare prin aminul nostru. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Salomea, Patricia, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Salomea, Patricia, amin. Domnul să-și înalțe fața lui peste tine și să-ți dea pacea, Salomea, Patricia, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, amin. Te binecuvântăm, Doamne Dumnezeule Mare, pentru că Tu ești acela care și în dimineața zilei de astăzi ți-ai îndreptat privirile din cerurile Tale peste ființele noastre
Și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule mare, că bunătatea Ta s-a înnoit față de ființele noastre și în dimineața aceasta ne-ai ridicat din așternutul nostru, Doamne, ai întărit mădularile noastre, Doamne Dumnezeule Sfinte, să alergăm la cortul întâlnirii. Te binecuvântăm pentru lucrul acesta, Doamne, și Te rugăm, rămâi prezent în adunarea Ta, slăvit să fie numele Tău, Doamne. Vin să-ți mulțumim, Doamne Dumnezeule mare, și chiar dacă aș avea limbi o mie, n-aș fi în stare să-ți mulțumesc de binecuvântările pe care Tu ni le-ai rânduit în familie, Doamne, și în viața noastră de zi cu zi. Te binecuvântăm de aici, de pe pământ stâncă de veacuri. Te glorificăm că Tu ești un Dumnezeu al minunilor. Ești un Dumnezeu, Doamne, care faci minuni și în vremuri ca acestea. Și dai biruință că Tu ești acela care ți-a ales un popor care să-și poarte numele. Glorie Ție, Doamne, Dumnezeule Sfinte! Vin înaintea Ta, Doamne, Dumnezeule Mare, și sunt pe brațe, Doamne, pe Salomeia Patricia, Doamne, și Te rog să o binecuvintezi, Doamne! Doamne, Dumnezeule Mare, Te rog, binecuvint-o, Doamne, Dumnezeule Mare, cu sănătate! Binecuvânt-o, Doamne Dumnezeule Mare, cu înțelepciune și Te rog, binecuvântă mădularele ei, slavă Ție, Doamne! Cer peste ea, Doamne, și chem numele Tău, Iisuse, Tată, iubit din ceruri și Te rog să ai în vedere viața ei și viața ei să fie după voia Ta, că Tu ești Dumnezeu care veghezi și lucrezi, glorie Ție, Doamne! Încredințăți pe brațele Tale nepoții noștri, Doamne, și aduc înaintea Ta pentru că Tu ești acela care porți de grijă, Doamne, și dăruiești pâinea, Doamne, celor iubiți de Tine ca prin somn, Doamne. Te rog, Doamne, binecuvânt-o pe Dalia și pe Dani. Te rog, Doamne, Dumnezeule mare, dăruiește-le putere în vremea aceasta să le câștige pâinea. Doamne Dumnezeule mare, Te rog, dăruiește lui Dalia sănătate și putere și chem numele Tău peste ei, că Tu ești acela care îți pleci ureche la strigătele noastre și aminte la cererile noastre. Doamne, îți mulțumim, Te binecuvântăm și Te rugăm, rămâi mângâierea noastră și ocrotirea noastră. Ai în vedere, Doamne Dumnezeule mare, copiii din adunare. Ai în vedere părinții care strigă spre Tine într-o vreme ca aceasta, să ai în vedere copiilor, Doamne, oprește-te o clipă, oprește-te și nu trece alături, Doamne, și oprește-te, Doamne, Dumnezeule mare, și stai de vorbă cu noi, că Tu ești Dumnezeu și nu-i nimeni ca Tine și n-avem la cine să spunem durerile noastre, de aceea venim înaintea Ta dimineața aceasta, și Te rugăm, revarsă-ți îndurările Tale peste noi, revarsă putere din înălțimile Tale peste noi, Doamne, revarsă-ți protecție, Doamne, și noi Te vom binecuvânta. Doamne Dumnezeule mare, Te rog, binecuvânt-o și pe Patricia, Doamne, ca biserica unde va fi și părinții și noi ca bunici, să ne bucurăm de viața ei și de creșterea ei, Doamne. Îți mulțumim că Tu e veghezi și Tu lucrezi. Slăvit să fie numele Tău, Doamne! Binecuvântă-ți Evanghelia Ta! Binecuvântă-ți robii Tăi, Doamne! Și noi Te vom slăvi că Tu ești Stăpânul. Aleluia! Amin! Haideți să reocupăm locurile. Împreună să lăudăm pe Dumnezeu prin cântare. Păi și sora Emilia Filimon are o poezie spre lauda Domnului, ascultăm și pe ea. Sora Antonella înalță și ea numele Domnului prin cântare, apoi și fratele Florin Păcurar va lăuda pe Dumnezeu prin cântare și după aceste puncte Dumnezeu să-L binecuvinteze pe fratele Nelu în a citi și apoi a vesti cuvântul lui Dumnezeu.
nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Prin orice durere să dea mângâiere. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Prin orice durere să dea mângâiere. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine să șteargă suspine. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine să șteargă suspine. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să aducă iertare și eliberare. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să aducă iertare și eliberare. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Domnul ne-a ajutat. Înaintea ta, Părinte Sfânt din ceruri, ne înfățișăm cu toții la altar și am vrea ca jertfa mulțumirii cu toți să o punem pe altar. În semn adânc de mulțumire, noi ne închinăm azi înaintea ta,
să fie ca un stâlp de aducere aminte, căci până aici, Doamne, Tu ne-ai ajutat. Privind în urma noastră luptele purtate și încercările prin care ne-ai probat, putem să spunem ca și Samuel odată, căci până aici, Doamne, Tu ne-ai ajutat. Spre slava Ta, Părinte, înălțăm astăzi a mulțumirii jertfă pe altar, că printre atâtea încercări și lacrimi, o, Doamne, numai Tu ne-ai ajutat. Un stâlp va fi de aducere aminte și pentru noi și pentru mulți de aici, căci Dumnezeu pe-a Lui copii scapă cu mână tare și cu brațul întins. Nu vom vorbi numai de semne din vechime, cum Dumnezeu odată a lucrat, ci vom mărturisi căci Dumnezeu trăiește, lucrează și azi cum a mai lucrat. Nu numai Ezechia a fost vindecat de boală și Dumnezeu viața i-a lungit. Aici, în adunare, mulți stau mărturie, căci Dumnezeu viața le-a lungit. N-a îngăduit ca dolul și tristețea să-și pună amprenta peste-a lor cămin, ci întristarea a schimbat-o în veselie, căci Dumnezeu trăiește și e viu. Zadarnic în furia lui vrășmașul a declarat la mulți de aici război, că Dumnezeu pe-a lui copii scapă și a venit de grab în ajutor, că Dumnezeul nostru e mai puternic ca vuietul de ape zgomotos și în ciuda uneltirilor vrășmași a înălțat un steag victorios. Noi nu vorbim să încurcăm mintea cu învățătură tăcitoare, avem dovezi și mărturie, căci Domnul-i locul de scăpare. La mulți ne-a ridicat povara atunci când am căzut sub cruce, ne-a izbăvit atunci când nimeni nu mai putea să ne ajute. La mulți ne-a alinat durerea, ne-a dat la boală vindecare, la mulți în ultimă instanță Iisus le-a dat din nou suflare. De aceea noi aducem astăzi a mulțumirii jertfă pe altar, căci Domnul ne-a salvat din toate și până aici ne-a ajutat. Dacă există aici vreun suflet ce n-are pentru ce-l lăuda, el Domnului să nu-i mulțumească, acela să-și închidă gura sa, dar dacă Domnul ți-a purtat de grijă și greul și povara ți-a ajutat să o duci, deschide gura, nu tăce acum, căci merită să-L lauzi pe Iisus. Puteai să fii pe un pat de suferință, puteai să fii în flăcări, în cuptor, te uită în urma ta la groapa cu mocirlă, Cel ce ți-a întins mâna și te-a scos a fost Hristos. Cel căruia Domnul nu i-a făcut vreun bine, să tacă dacă n-are pentru ce-i mulțumi. Dar voi ce sunteți izbăviți de Domnul, veniți cu toții să-L preamărim. Slăvit să fie Dumnezeul nostru, El este locul nostru de adăpost, scăpare pentru trup și suflet, El, Domnul, izbăvirea sfinților. Veniți cu toții de la mic la mare, să punem jertfa mulțumirii pe altar, să fie dimineața aceasta ca un stâlp de aducere aminte, căci până aici, Doamne, Tu ne-ai ajutat. Amin.
Od demonii cu groază s-ntunece râvnind, și stelele și luna, chiar și soarele dorind, să-mi frână Duhul celui ce e sufletul meu, ce-i însuși lumina, că-i fiu de Dumnezeu. El este Iisus, medic ceresc, balsam și sânge dumnezeiesc. Începutul și sfârșitul către cel împovărat. A Domnului lauda, iubit ocrotitor, în veci de veci rămâne al dragostei izvor. El este Iisus, medic ceresc, balsam și și sfârșitul în El se odihnesc. Iisus este același ieri și azi și-n veci. El este Iisus, medic ceresc, balsam și sânge dumnezeiesc. Începutul și sfârșitul viață mi-a dat, înainte să fi fost, eram în mâna sa.
știe numele, îmi știe orice gând, îmi vede lacrima, mă aude atunci când strig. Eu am un tată bun, ce m-a salvat și niciodată el nu mă va lăsa. Îmi știe numele, îmi știe orice gând, îmi vede lacrima, mă aude atunci când strig. Îmi știe numele, îmi știe orice gând, îmi vede lacrima, mă aude atunci când strig, mă aude atunci când strig. Să ne ridicăm cu toții. Și aș vrea pentru dimineața aceasta să continuăm să citim din Sfânta Scriptură, cartea Psalmi, psalmul cu numărul 127, și citim versetele 3, 4, 5. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Vă rog să vă reașezați. Cu toată iubirea, cu toată dragostea, vă binecuvintez în numele Domnului Iisus și mulțumesc Domnului că suntem iarăși împreună la sărbătoare, suntem iarăși la părtășie. Și pentru mine este o bucurie să vă văd, în același timp să vă încurajez și cred că și dumneavoastră faceți la fel, ne încurajați pe noi, că toți împreună am pornit pe un drum și drumul acesta are o destinație clară și pe el scrie Împărăția lui Dumnezeu. Și uitându-mă la dumneavoastră, începând de aici, de la slujitori, de la cântăreți, de la ceilalți, ca tovarăși de călătorie mergând spre împărăție, avem nevoie de încurajări, de susținere și în același timp avem nevoie de prezența lui Dumnezeu, Bunul Dumnezeu să fie cu noi. Dalia, Daniel, mulțumesc Domnului pentru voi. Astăzi vă înfățișați
în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, ca o familie binecuvântată. Ca o familie în care Domnul a făcut minuni. Ca o familie în care Domnul a turnat leac alinător și a dat viață. Și pentru aceasta, așa cum amintea fratele Filimon, se merită cu toată biserica să mai spunem încă o dată slăvit și binecuvântat să fie Domnul care face minuni. Emoțiile Dalii au fost mari și pentru mine când am fost sunat să ne rugăm pentru tine, pentru voi și auzeam un glas de la celălalt capăt al firului, aproape stins, auzeam o voce lăcrimând cu cuvinte întretăiate și era vocea tatălui care spunea: avem nevoie urgentă de prezența Domnului, avem nevoie de rugăciune, vă rog să interveniți. Și dacă astăzi lângă tine este Daniel și ești lângă Daniel, dacă astăzi în fața voastră este fetița și ceilalți doi copii, e datorită faptului că Dumnezeu cu mâna Lui a scris viață. Și unde Dumnezeu scrie viață, acolo moartea nu are acces, chiar dacă diavolul a avut alte planuri. De aceea, cu bucurie și cu lacrimi în ochi, vă îmbrățișez și spun un mulțumesc Domnului pentru voi azi, că înalți paharul izbăvirilor împreună cu voi și chem numele Domnului și Domnul să vă binecuvinteze. Acum, îngăduiți-mi, am citit pasajul acesta și din ceea ce în această dimineață aș vrea să aduc în fața dumneavoastră, vreau să vă spun că nu e un mesaj numai pentru Dalia și pentru Daniel, nu e un mesaj numai pentru unii sau pentru alții, vreau să fie un mesaj și pentru tinerii care au venit aici în față și duminica viitoare vor fi miri în casa lui Dumnezeu, să fie mesajul și pentru cei ce au îmbătrânit pe calea Domnului și încă mai sunt părinți, pentru cei ce urmează să se căsătorească și mesajul după pasajul citit și din versetul pe care l-ați auzit și anume versetul 4, unde spune ca săgețile în mâna unui, a unui, nu vă aud. Ca săgețile în mâna unui războinic. Așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Și Daniel, și Dalia, Dani. Știți cum m-am gândit să intitulez mesajul pentru această dimineață? Chemat de Dumnezeu să fiu un luptător adevărat, un războinic, un viteaz. Domnul e aici. Și chemarea este valabilă pentru toți și rețineți, chemat de Domnul pentru a fi un luptător. Pentru aceasta aș vrea să vă las trei gânduri și apoi, în limita timpului, să încercăm să ne ocupăm puțin de ele. Primul adevăr, deci ca părinte, chemat să fii luptător. Ca bunic, chemat să fii un luptător. Ca biserică, chemată să fii o luptătoare. Dar în mod special, în această dimineață ne ocupăm de familie. Trei gânduri. Primul, familia este ținta numărul 1 cuprinsă în strategia diavolului. Asta a fost, este și va fi ținta numărul 1.
2. Familia este capodopera lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu făcută pentru mine. Și 3. Frumusețea familiei nu stă sau nu constă în ceea ce ai în casă din punct de vedere material, nu constă în arhitectura frumoasă, actuală sau mai demodată a casei în care locuiești. Frumusețea familiei constă în ceea ce este în casă din punct de vedere spiritual, divin, dumnezeiesc. Și să ne întoarcem la primul gând. Familia, ținta numărul 1 în strategia diavolului. Dacă intrăm de la început în cartea Geneza, facere, Dumnezeu a format familia. Și nici nu s-a format bine familia, că în capitolul 3 îl întâlnim pe diavolul, pe Satana, care avea strategia lui și încerca să compromită lucrarea lui Dumnezeu. Nici nu s-a format bine familia și diavolul nu-i dă răgaz pentru a se obișnui unul cu celălalt, pentru a se familiariza, pentru a se cunoaște mai bine. Diavolul aplică strategia lui. Dacă mergem mai departe, în cartea Exod, în capitolul 1, de la versetul 9, acolo veți vedea o constatare, și anume că diavolul a venit la împăratul Faraon și în versetul 9 sunt cuvintele împăratului care a spus, vă rog să afișați, cartea Exod, capitolul 1 și versetul 9, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, constatarea pe care Faraon a făcut-o și el a zis poporului său, iată o constatare, iată poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Situație îngrijorătoare. În versetul 13 și versetul 14 vedem ce s-a întâmplat, dar în mod special, versetul 14, afișați-l, să citim împreună. Când diavolul a încercat să atace familia, uitați ce s-a întâmplat. Și spune că egiptenii le-au făcut viața cum dulce. Da? Așa scrie? Le-au făcut viața amară. Și spune în continuare, prin lucruri grele, cărămizi, lucrări de câmp și așa mai departe. Dar nu se oprește numai aici, că le-a făcut viața amară, le-a făcut-o. Dar el merge mai departe și încearcă să atace familia. Era ținta numărul 1. Și știți ce a spus? A chemat moașele și a spus, când se vor naște copii de israelit, copiii de parte bărbătească, să fie omorâți, prunci, atunci la naștere să fie omorâți. Dar oricât de atacat ar fi familia, de sus cineva veghează. Și cel care veghează e Dumnezeul cel atotputernic, e Dumnezeul cel mare, Dumnezeul cel glorificat, e Dumnezeu, slavă Lui, El veghează. Și știți, Biblia spune că moașelor le-a fost frică de Dumnezeu și n-au făcut lucrul acesta. Dar printre cei ce urmau să fie nimiciți,
sau prin familiile care Dumnezeu vroia să trimită salvarea, era și familia lui Iochebed și Amram, adică erau părinții lui Moise. Diavolul mergea țintit spre un om al lui Dumnezeu, familia este în pericol, dar știți că părinții aceștia au făcut ceea ce trebuiau să facă, chemat să fiu un luptător. Familia lui Iov a fost druncinată. Mă gândesc la Aron, familia lovită, doi copii loviți cu moartea. Mă gândesc la Eli, familia lovită, copiii erau răi. Mă gândesc la omul lui Dumnezeu Samuel și vine poporul și spune: copiii tăi nu calcă pe urmele tale, suntem în pericol. Fraților, în această dimineață eu, ca părinte, sunt chemat să fiu un luptător. Să lupt, dar împotriva diavolului. Și ca să lupt împotriva diavolului ca luptător, trebuie să am calități. Și aș vrea să vă spun calități, câteva calitățile unui slujitor. În primul rând, trebuie să fie bine instruit. În al doilea rând, bine înarmat. În al treilea rând, obișnuit cu greul. În al patrulea rând, dornic să cucerească. Și în al cincilea rând, plin de speranțe. Așa sunt luptătorii care luptă și apără familia. Mă rog în dimineața aceasta ca peste toți să coboare calitățile acestea. Dar dacă ne uităm în Efeseni, în capitolul 6, versetul 12, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo? Vă rog să afișați, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Și citiți dumneavoastră și să încheie așa, ce împotriva duhurilor răutății care sunt și în locurile cerești. Dacă sunt acolo, mă întreb, oare duhurile acestea nu dau târcoale casei mele? Nu dau târcoale familiei mele? Ba da, dar dacă mergem la versetul 13 din Efeseni 6, spune: stați gata! Adică Dumnezeu mă pregătește în această dimineață și îți spune ție, Dalia, vă spune vouă, îmi spune mie, stați gata, vine diavolul, voi trebuie să luați armătura. Și să știți ceva, în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4, spune căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice și întărite de Dumnezeu ca să dărâme întărituri. Aleluia! Un părinte bine înarmat este un războinic care stă totdeauna ca un ostaș de gardă. Știți ce spune în Habacuc, în capitolul, îmi vine în minte, capitolul 2, știi? Spune, m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez. Un slujitor nu-i cel care întoarce spatele, care are indiferență și nepăsare, ci e acela care-i pe turn și pe el îl interesează în dreptul lui, în dreptul familiei, în dreptul celor care îi aparțin, ce are de spus Domnul. Aleluia! Mai vorbește Domnul în familia ta? Azi te caută. Tu trebuie să fii un luptător, Dani? Daniel, tu trebuie să fii un luptător, Dalia, o luptătoare. Și vă caută Domnul nu într-un ungher, vă caută Domnul pe turnul de veghere.
Stai gata, că bătălia vine. Și dacă vă uitați în continuare, în Efeseni, citiți dumneavoastră acasă, în capitolul 6, de la 13, în continuare spune, stați gata, dar gata. Și apoi spune, luați toată armătura. Spune, ca să vă puteți, uitați-vă, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți să vă împotriviți în ziua cea ria. Vine diavolul să-ți facă viața amară. E ziua ria. Și tu trebuie să rămâi în picioare și să biruiești. Că cel ce-i cu tine și cel ce are în valoare familia ta este Dumnezeul cel adevărat. Slavă Lui! Facem o analiză? Astăzi îmi fac analiza familiei mele și găsesc scăpări, găsesc scăzăminte, dar mă rog Domnului, ajută-mă să fiu gata și de aici încolo să fiu un războinic, un luptător adevărat, care să mă pot împotrivi diavolului în ziua ce are, Doamne, câte provocări n-am avut și eu ca și dumneavoastră. Și dacă am răzbit în viață, nu-i datorită faptului că am fost eu mai tare, ci datorită faptului că Dumnezeu este tare. Aleluia! Și cu un Dumnezeu tare, mergi liniștit spre împărăția cerurilor. Știți ce trebuie să avem în vedere ca părinți când ne gândim că familia este țintă? Noi trebuie să luptăm împotriva păcatului, împotriva păcatului. Și în Evrei 12, versetul 4 spune, voi nu v-ați împotrivit până la sânge împotriva păcatului, nu v-ați luptat până la sânge. În versetul 1, în același capitol, cuvântul lui Dumnezeu spune, sunteți înconjurați cu un nor așa mare de martori, suntem înconjurați. Evrei 12 cu 1, dacă vreți să afișați. Și spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, uitați-vă, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. În Ioel, capitolul 2, versetul 7, spune că războinicii, vitejii aleargă, țin calea, sunt sus pe ziduri, pe turnul de veghere, își țin șirul fiecare, nu se dau unul de celălalt. Cum se mai întâmplă la noi, ne dăm unul de celălalt. Și vreau să vă spun că de felul și strategia pe care o aplic, îmi protejez familia. Sunt tot mai multe familii în pericol. Sunt tot mai multe familii în calea eșecului. Dar e momentul azi în care Domnul să se implice și să repare toate familiile. Hai să ne adunăm unii lângă alții, să ne luptăm împotriva păcatului. În al doilea rând, să ne luptăm pentru credința care s-a dat sfinților odată și pentru totdeauna. Credința nu s-a denaturat, pocăința e aceeași, noi ne-am schimbat, Dumnezeu este același și în casa noastră Dumnezeu a așezat o credință prea sfântă. Și să ne zidim sufletește pe credința aceasta și să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne! Mai este credință în casa noastră? Sunt luptător, războinic. Dar știți ce spune în Evrei 11 cu 6? Să nu port numai numele de luptător. Spune, uitați-vă, s-a afișat și fără credință, este cu neputință ca să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută.
Când ești un luptător adevărat, cauți strategii diferite și îți aduni familia pe lângă tine. Se amintea din Psalmul 34, cuvinte plăcute, frumoase, ferește-ți limba de rău, buzele de cuvinte înșelătoare, adună-ți familia. Ca să fii un luptător adevărat, în strategia aceasta îmi trebuie cuvântul lui Dumnezeu și o viață de rugăciune. Aleluia! Și când există credință, viață de rugăciune, fapte, Evanghelie, Dumnezeu este Cel ce se implică și ne apără pricina. Doi, că timpul se duce. Dalia, Daniel, ce spuneam în al doilea rând, în această dimineață? Familia este o capodoperă, o minunăție, o lucrare a lui Dumnezeu făcută pentru mine. Să mă audă mirii de duminica viitoare și să mă auziți și cei care aveți 36 de ani de căsătorie, ca și mine, dacă familia este o capodoperă, aș vrea să țineți cont de ceva, și anume, unu, nu lăsați ca îngrijorările care sunt inerente să ocupe locul dragostei. E o capodoperă acolo. Doi, când constatați că aveți păreri diferite ca soț, soție, nu dramatizați. Chiar și atunci când e vorba de creșterea și educarea copiilor, aici se vede frumusețea unității în diversitate. Când nu-i de acord cu mine, imediat mă agit, se agită. În locul unde lucrarea lui Dumnezeu e minunăție, e capodoperă, acolo toate lucrurile sunt liniștite, nu se dramatizează. Nu se dramatizează. Și dacă s-au semnalat slăbiciuni omenești, genunchii se pot apleca și rugăciunea se poate înălța și Dumnezeu lucrează. În familia unde este capodoperă, rețineți, nu suntem contabilizatori de greșeli și nu scoatem în evidență greșeli. În familia unde este o capodoperă lucrarea aceasta, nu lăsăm ca gura să vorbească fără ca înțelepciunea să intre în acțiune. Știți, spune în cuvântul lui Dumnezeu că femeia înțeleaptă își zidește casa. Proverbe, ultimul capitol, 31, spune, își deschide gura cu înțelepciune. Dar bărbatul se poartă cu înțelepciune, cu nevastă în familie, unde e capodoperă, frumusețea aceasta lui Dumnezeu. Gura nu vorbește până când nu intră în acțiune înțelepciunea. Mai departe, nu lăsați ca nimeni și nimic să vă tulbure liniștea casei, să vă ia pacea din familie. Anturajul este dăunător. Alegeți-vă prieteni puțini. Dar știți ce spune în Proverbe 17:17? Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Nu lăsați ca nimeni să vă tulbure pacea. Nu luați hotărâri de unul singur, consultați-vă și apoi chemați-L pe Dumnezeu în ajutor. Implicați-L pe Dumnezeu în toate și în familia aceasta unde e minunăție, nu uitați că e locul pregătirii pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu. Analizăm. Dacă noi privim în casa noastră, urmează să te întorci acasă. Te îngrozești? Te întorci acasă cu răceală, cu reținere, oftând? Sau te duci acasă ca la adunare? Căci casa noastră, familia noastră, trebuie să fie casa lui Dumnezeu.
Acolo Dumnezeu are primul și ultimul cuvânt. Noi ne consultăm unul cu altul, dar în același timp ne consultăm cu Dumnezeu. Vai de casa unde nu se mai înțelege soțul cu soția. El zice ca el, ea zice de 10 ori ca el. Și știți ce e acolo? Nici copiii nu mai știu la cine să tragă. În casa în care e capodoperă, nu faci observații soției care nu și-au rostul, nu-ți compromite viitorul în fața copiilor, vorbind pe mama lor de rău. E femeie, e un ajutor potrivit. Încă nu cred că am întâlnit femeie sau s-aud despre femeie că ar vrea rău casei. Nu, dimpotrivă, încearcă să jidească casa, dar uneori suntem noi prea temperamentali, prea neîngăduitori și uneori prea reci și prea aglomerați de evenimente, de problemele care sunt. Și când ne întoarcem acasă, dorim să fie așezate toate ca și cărțile în bibliotecă. Și dacă nu e așa, în fața copiilor spui, ce ai făcut azi? N-ai făcut nimic, ai pierdut ziua și așa mai departe. Nu-ți mustra soția în fața copiilor, că va veni vremea când fiul tău se va căsători și va face ceea ce ai făcut tu. Își va mustra soția că așa a învățat de la tata. Nu se va supune că așa a învățat de la mama, dar nu-i treaba ta, am făcut ce am putut. În familia unde lucrarea lui Dumnezeu este completă, acolo e sfințenie, fraților, și încercăm unul să ne apropiem de celălalt și să ne completăm unul pe celălalt. Și știți ce spune Biblia? În Efeseni, în capitolul 4 și versetul 30, îmi place cuvântul acesta și spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și versetul 31 spune, orice amărăciune, ce în casa ta, amărăciune? Vine diavolul să-ți facă viața amară, apare ziua cearia și mai contribui și tu cu amărăciune. Și spune, orice amărăciune, orice iuțime, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară. De unde? De pe scara blocului, știi? De pe strada în care ne-a așezat Dumnezeu, nu, spune, din mijlocul vostru, să piară, nu să adormă, să piară, să nu mai fie în casa noastră amărăciune, să nu mai fie în casa noastră iuțime, mânie, orice strigare, mânia omului, nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu, să nu mai fie clevetire, răutate și așa mai departe, toate să piară. Și versetul 32 le leagă și spune, dimpotrivă, acolo unde e capodoperă, e lucrarea lui Dumnezeu. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Vă spun sincer, că și dumneavoastră știți adevărul acesta. Când m-am căsătorit, e soția aici, am fost conștient că mă căsătoresc cu un om, nu cu un înger. Și știam că într-o zi îmi va greși, cum și ea știa că într-o zi îi voi greși. Dar eram pregătit pentru momentul acela și eu mă gândeam să-mi iert soția nu când greșește, ci să-mi iert soția de ieri, adică înainte de a-mi greși. Și când a venit momentul, eram conștient că apare, puteam să zâmbesc
Și dacă mă întreba de ce, spuneam, e normal, trebuia să fie. Și invers, se întâmplă așa. Iertați-vă unul pe altul și închei cu al treilea gând, care spuneam, frumusețea familiei nu stă sau nu constă în ceea ce ai înăuntru, în casă, raportat la bunuri materiale, nu-i nici frumusețea unui palat sau a unui penthouse, cum e acum la modă, ci e prezența lui Dumnezeu acolo, aceasta dă frumusețe. În cartea Împăraților, în a doua carte, capitolul 4, întâlnim acolo o mamă, care a venit la omul lui Dumnezeu Elisei. Era și văduvă, uitați-vă, una dintre nevestele fiilor prorocilor, a strigat lui Elisei, robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Versetul 2 e rugămintea cu care vine înaintea omului lui Dumnezeu. Elisei a zis, ce pot să fac eu pentru tine? Și a spus, spune-mi ce ai acasă. Ce ai acasă? Și cuvântul spune, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn, săracă din toate punctele de vedere, amărâtă că a venit ziua cea grea și ce are ea, dar mă îi ceva, sunt în pericol să-mi pierd copiii. Ajută-mă! Și spunea, am acasă puțin un de lemn, sau un de lemn, un vas cu un de lemn. Și a zis, du-te acasă și știți ce, adună vase și așa mai departe. Astăzi nu știu ce este în casa ta, ce mai ai din punct de vedere spiritual, dar dacă mai este un de lemn care reprezintă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care poate să mijlocească pentru noi cu suspine negrăite de slavă lui Dumnezeu. Nu Elisei aici, e Duhul Sfânt prezent și e Dumnezeu care ne ajută, slavă Lui. Fă familia ta să fie frumoasă, casa ta să fie frumoasă, să fie apreciată și invidiată de ceilalți, pe strada care stai, în blocul în care locuiești, când alții privesc înspre familia ta, să vadă acolo prezența lui Dumnezeu. Și mă rog, bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu prezența Lui. Nu uita, poți să stai în palat. Au fost divorțuri în case regale. Aveau de toate. Au fost dezamăgiri în case în care te gândeai după ziduri, după protecție, după pază, după camere de luat vederi, după oamenii care păzeau că acolo n-are acces diavolul, dar intra acolo și acolo nu era nici pace, nici liniște și vai de casa aceea. Știți ce spune în Proverbe 17:1? Mai bine o bucată de pâine uscată și cu pace decât o casă plină de cărnuri și cu ceartă. Ca soț, chemat să fii luptător, te rog azi, adu pace acasă. Nu-ți tulbura casa. Și știți ce vreau? Împreună, soț-soție, când porniți la luptă împotriva diavolului, numai o frază, din cartea Proverbele lui Solomon, îmi vine versetul în minte și aș vrea să citim versetul 4, prima frază din versetul 4, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Dacă se afișează, dacă nu, vă citesc eu din cartea Proverbele lui Solomon, din capitolul 24 și versetul 4. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și spune așa.
prin înțelepciune, versetul 3, spune, se înalță o casă, prin pricepere se întărește. Dar versetul 4, prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Și acum versetul 6 spune așa, căci prin măsuri chibzuite câștigi pătălia. Nu porniți la luptă oricum. Uitați-vă bine și faceți măsuri chibzuite. Diavolul e mai bătrân ca mine, e mai bătrân ca dumneavoastră, este mai șiret ca tot. Știe unde să ne atace, acolo unde suntem vulnerabili, dar mai bine doi decât unul, că facem măsuri chibzuite și cu toată prezența lui Dumnezeu în noi, după rugăciune, post, pornim războiul acesta. Vă încredințăm în mâna lui Dumnezeu și zic încă o dată, chemat să fiu un luptător adevărat. Doamne ajută-ne! Amin! Haideți să stăm cu toți ridicați în picioare și prin rugăciune avem această datorie înaintea lui Dumnezeu ca să-i mulțumim pentru tot ceea ce a fost în această dimineață și pentru harul pe care El ni l-a acordat. Împreună cu toții ne rugăm Domnului. Cu harul și pacea Domnului ne spățim la casele noastre, ne uitând că după masă, începând cu ora 18, ne întâlnim la părtășie. Fiți binecuvântați, Domnul!